imediat după 23 august 1944. Nu ești tu pus aici ca să mă judeci, ci ca să execuți ordinele! Uitați! Soldații români dintr-o baterie de artilerie antiaeriană trebuiau să apere București de atacul avionilor germani. Artileriști! Atacul trebuie respins! Au povești de viață diferite, dar dau dovadă de același eroism. Romeo Pop, Costel Constantin, Dan Nuțu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Hamza Pele, În porțile albastre ale orașului. Film de război, 1974. Regia Mircea Mureșan. Filmul românesc este la TVR Internațional.